După o perioadă în care Giurgiu s-a aflat sub incidența codului portocaliu de ninsori și viscol, giurgiuvenii vor fi nevoiți să suporte acum temperaturi din ce în ce mai scăzute. Meteorologii anunță pentru perioada următoare temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius. Cel mai indicat în aceste zile ar fi să ieșiți din casă numai dacă aveți neapărată nevoie. În cazul în care o faceți, să vă îmbrăcați foarte gros. Minus 11 grade Celsius, atât se înregistrau astăzi în municipiul Giurgiu. Persoanele care au ieșit din casă spun că au fost nevoite să o facă. Fie că trebuia să meargă la doctor, fie pentru a face aprovizionare cu alimente, giurgiuvenii s-au îmbrăcat cu ce au avut mai gros și au ieșit afară să înfrunte gerul. Cât de gros v-ați îmbrăcat astăzi? Foarte gros. Ați avut neapărat nevoie să ieșiți din casă? Da. Știți că în perioada următoare vor fi temperaturi de până la minus 20 de grade. Așteptăm și ieșim în continuare din casă. Că trebuie, pentru aprovizionare, pentru toate nevoile cotidiene. M-am îmbrăcat gros, că sunt și bolnav, etc. Mă, că să iau niște medicamente. Să înțeleg că ați ieșit numai că ați avut neapărat nevoie să ieși. Da, bineînțeles că eu nu pot să cu diabet, cu inima, cu tot. Foarte gros. M-am îmbrăcat potrivit de gros, că dacă mă îmbrac prea gros, pe urmă mă îmbolnăvesc. Ați ieșit numai că ați avut neapărată nevoie sau? La policlinică pentru rețetă. Medicii ne sfătuiesc ca în următoarea perioadă să evităm expunerile prelungite în aer liber. De asemenea, doctorii spun că nu este recomandat să purtăm îmbrăcăminte și încălțăminte strâmtă, întrucât nu se păstrează căldura și pot apărea degerăturile. Din garderoba fiecăruia nu trebuie să lipsească căciula, fularul și mănușile, pentru că acestea ne feresc extremitățile de un îngheț. Pentru a face față temperaturilor negative, un rol important îl joacă și alimentația, care trebuie adaptată în funcție de vârstă și activitatea zilnică a fiecăruia. Din alimentație nu trebuie să lipsească legumele și fructele proaspete. Medicii mai spun că hidratarea cu lichide a organismului trebuie făcută în aceeași cantitate ca și în anotimpul cald.